A, cu colegii... Din unghiul meu, nu știu, nu se uite, vede. Uite-te acolo, bine, observ că acea burtieră... Uite-te la monitor, vezi? Burtiera da, acoperă perfectă. Exact e problema perfectă. Ta. Așa că stai da, liniștită. Da, am o problemă cu fusta asta. Înțelegi că problema... Bine, e acum rezolvată. Depinde, se vede ca la Sharon Stone? Am lenjerie în seara asta, nu? A, în seara asta! A specificat în seara asta! Păi cu totodată, știi că... Da. Ce să mai faci uneori? Da. Mai uiți! Da, chiar asta fac. Uiți! Îmi fac duș, îmi iau repede rochea, schimb rochea, că în funcție de roche vreau să-mi iau lenjeria, ca să nu se vadă lunga sau nu știu ce. Și dacă mă grăbesc, aia e, în fine, nu ăsta-i subiectul. Hai, vă zumă și după aia ziceți că fata... Nu știu, din grabă, deci... Da, din greșeală. Bine. Deci nu ești Crăciunița niciunui bărbat în acest an. Nu. Încă. Cine știe ce se mai poate întâmpla dar până pe 24? Nu știm. În piața asta e plină de surprize. Păi da? Suntem doar pe 19. Până pe 25. Important e ca tu să vrei. Da. Că el vine. Când ai mi-am făcut deschisă. Deja planul pentru Crăciun. Așa. Ce faci? Că e chiar interesant. Vreau să fac mâncare. Și... am tot simțit nevoia să-l sun pe tata în ultima perioadă. Așa, de ce? În ultima perioadă fiind de câteva luni de zile. Da, stai o secundă, să plecăm de la felul în care a decurs în ultimii ani relația voastră. Am mai vorbit așa din când în când, adică am decis... De fapt, ce v-a despărțit pe voi? De ce v-ați certat? Trebuie să facem o punere în temă pentru cei care nu mai țin minte. Mă rog, copilăria mea despre care chiar nu vreau să mai vorbesc. În care el cum a fost? Am avut o copilărie foarte grea, nefericită. Legată de lipsuri? Lipsurile, n-a da, fost nu, aproape nu de vreau voi. Să mai... N-a fost el cel mai bun tată din se lume? Se supără. N-a știe fost și el că nu a fost, dar asta e. E tata, mi-a dat viață puțin și... Puțin mânios, ca să zic așa? Foarte mânios. Am înțeles. Ani. Bun. Bun, e în regulă. Mergem mai departe. A fost o perioadă în care n-ați vorbit? Am avut foarte multe perioade în care n-am vorbit cu tata. Uneori 2-3 ani, nu știu. 2-3 ani? Da, de ce? Pentru că el spunea ceva? Sau pentru că tu te enervai? Când am crescut la un moment dat, pur și simplu nu mi-a mai fost frică de el și... Nu mai ascultai? Nu că nu mai ascultam. Am fost singura din familie care... Am pus piciorul în prag și pentru mine, și pentru frații mei, și pentru mama mea, și... Care toată lumea suferea. Da. Așa. Bun. Da, dacă tata se uită, nu vreau să-l supăr, nu-i face plăcere să vorbim despre treburile astea. Înseamnă că l-afectează și că e apăsat. Cred că, da, cred că... Eu cred că îi pare rău. Asta e, de obicei. Eu bănuiesc că cumva apropierea vine și pe fondul faptului că fiecare dintre voi s-a schimbat într-o anumită măsură. Pentru că sunt convins că dacă el ar fi fost la fel cum a fost atunci când mai multă lume suferea, nici tu nu te-ai fi apropiat. Ideea este că e tata și m-am gândit de multe ori dacă Doamne ferește ar păți ceva, a suferit foarte mult. Așa sunt eu. Adică eu nu am reușit să țin dușmănie pe alții străini. Asta ar trebui pe el să-l schimbe foarte mult. Și n-am putut să țin dușmănie pe tata, chiar dacă am avut o viață foarte, foarte grea. Asta este... Bun. M-a ajutat Dumnezeu și... Bun, deci ați avut perioade în care n-ați vorbit. Când ați foarte început mult să reluați? Am mai vorbit așa cu el în ultimii ani. El e foarte supărat că, na, nici frații mei nu vor să vorbească. Și tu ești singura care vorbește acum? Acum, da, l-am dat și pe fratele meu ăsta mic la telefon. Adică ce te-a determinat? Am simțit să-l sun, știi, și... L-am sunat și am vorbit cu el, așa, și... El cum a fost când l-ai sunat? La un moment dat i-am zis, s-a bucurat, da. Și la un moment dat i-am zis, auzi, tata, nu vrei să vii de Crăciun la mine la masă? Și a zis, da, și... Și aia a fost, el, și v-ați împăcat. El acum... Nu, eram împăcată data asta, da, dar... Da, dar un pic răciți, așa, nu, adică nu, era da, una, o relație... A face un Crăciun împreună, de când ați mai făcut un Crăciun? Niciodată nu cred că am făcut Crăciun niciodată împreună cu tata în viața asta. Păi vezi? La modul în copilăria mea. La mine nu a venit niciodată Moș Nicolae, Moș Crăciun, și ziua mea este de 1 ianuarie de Revelion și nu am fost sărbată niciodată. Și... La mulți ani! Mulțumesc! Că nu știu dacă mai apucăm atunci. Chiar da, și la vârsta asta recunosc că nu m-am vindecat. Plâng de Moș Nicolae, plâng de Crăciun, merg pe stradă de nebună și plâng din orice. Nu știu, așa am rămas cu niște chestii. Dar el știe lucrurile astea? Le știe, dar na. Și totuși e ce greu să facă? E greu să admită faptul că
Are o parte de vină? Nu știu eu exact ce e în sufletul lui, pentru că el este și un mai dur așa, nu, nu e chiar arată, nu sensibil, nu se arată. Dar din ce am vorbit cu el în ultimii ani, mi-am dat seama că îi pare rău de anumite chestii. Mi-a zis că îi pare rău, adică cel el mai mult... El nu mai locuiește cu niciunul dintre voi, cel nu? Mai, da, nu. Cel mai mult îi pare rău de fratele meu care a murit, pentru că mereu zice că na, poate putea să-l ajute și el mai mult, că eu am se alergat și l-am... Da. Că l-ai ce? Eu m-am zbătut foarte mult pentru fratele meu și m-am asta luptat foarte mult și... Păi și el ar fi putut să facă ce să facă mai mult? Să încerce să-l oprească? Să încerce și el, pentru că fratele meu cel mai mult l-a iubit pe el. Și poate că ar fi avut alt impact, dar nu are rost să... Tatăl tău nu s-a prins pe cine iubește băiatul mai mult? Nu cred că are rost să... Faptul este consumat. Cred că fiecare avem zile pe pământ, câte avem de la Dumnezeu și dacă așa a fost să fie... Așa a fost să fie. Bun. Bun. Vorbind în ultima vreme cu el, ți s-a părut că e altfel? Că privește altfel lucrurile în viață? Da. Am văzut că e schimbat și el. Cât ne nu mai este același om atât de rău. Are o vârstă, e tânăr. E bine. Nu îmi place să-i zic vârsta, îți dai seama. Are și el o problemă. Bine, de cât arată atunci? Arată foarte bine, da. La am vârsta înțeles. Lui. Eu semăn cu tata. Am înțeles. Te-a făcut la o vârstă, adică avem o poză cu tatăl, hai să vedem cine e tatăl. Da, am un tată foarte frumos. E tatăl tău? Da, tatăl e foarte frumos. Dă-l pe tot ecranul, că dacă ești cu Eleonora nu se prinde lumea dacă este tatăl tău sau... Arată tare, taică, tu nimic. Arată și mai tare de atât. Adică? Se duce la sală, arată. Asta e mașina lui? Asta e mașina lui? Una dintre ele, da. Ah, deci tatăl tău se și descurcă. S-a descurcat toată viața, da. Înțeles. Ce relație are cu băiatul tău? Are o relație bună. Fiul meu e în Canada și chiar acum când am fost la el mi-a zis că a vorbit cu... A, vorbesc? Da, da, da. Fiul meu vorbește cu el. Fiul meu este la fel ca mine, mai sensibil. Are un suflet foarte bun. Aha. Adică... Până la urmă... Ce? Da, care sunt... Bun, noaptea de Crăciun este frumoasă, în general sunt foarte multe sentimente și oamenii de sărbători simt nevoia întotdeauna unui fel de, nu zic de decont, a unor lucruri care se spun sau al lumei care se aștept să le spui. Deci dacă vă zic într-un an ce am putut să fac. Yes. Am rămas eu cu chestiile astea din copilărie, că să vină și la mine Moș Nicolae, Moș Crăciun și într-un an. M-am îmbrăcat în Moș Crăciun eu. Așa. Și mi-am luat un sac din ăla mare de bunoi și l-am umplut cu de toate. Am strâns bani dinainte, îți dai seama, pentru frații mei, pentru fiul meu, pentru toată fost Moș Crăciun pentru... Și a fost Moș Crăciun, fiul meu era mai micuț atunci. Se uita la mine și a dat ce... Mi-a recunoscut ochii. Ce tare. Da, am intrat eu în cameră. Așa, Foarte mișto. Da. Pentru că așteptai de fapt să vină Moș Crăciun. Vreau să te întreb ceva. Ce, ai vrea să-i spui ceva acum? Tatălui meu? Mhm. Da, nu cred că i-am zis chestia asta în față, dar a înțeles el că l-am iertat. E tata, îl iubesc. Credeți că ați putea în noaptea aceea de Crăciun să lămuriți niște lucruri, poate să-l înțelegi mai bine? Nu vreau, sau poate cred el că... să te înțeleagă pe tine cred mai bine? Cred că și el suferă în felul lui și are deja chestia asta pe suflet, că știe că ne-a făcut foarte mult rău. Și nu vreau tocmai de Crăciun, ce mai... Lucrurile nu se mai pot schimba. Știi ce vreau să întreb? Important e ce construiți de acum încolo. Dacă o parte din felul ăsta al tău de a fi în public, sau o parte din felul în care ți-ai trăit viața, se datorează și faptului că el ți-a lipsit într-o perioadă de viață? Da, cred că toată viața mea am alergat după iubire. Deci asta a fost pe primul plan, am lăsat pentru orice, nu puteam să mor de dat... foame, pentru... Pentru iubire, iubire. Deci de fiecare dată când m-am îndrăgostit, iubirea a fost cel mai important lucru pentru mine. Și cred că da, lipsa de afecțiune din copilărie, adică am fost la un moment dat la psiholog și așa mi-a spus. Din cauza asta, eu tot timpul am simțit nevoia de un bărbat în viața mea, de afecțiune. Aveai un gol, clar. Da, încă l-am. Încă l-ai. Da. Dar am învățat să trăiesc așa, m-am maturizat, am înțeles cum sunt lucrurile. Nu pot să mai schimb ce a fost. Crezi că anumite lucruri, dacă tatăl tău ar fi fost un tată
un tată prieten, să nu zic altfel. Că în rest, calificativele sunt mai complicat. Crezi că viața... Cum ar fi fost viața ta dacă ai fi avut un tată prieten? Cu siguranță că ar fi fost altfel, pentru că... Nu știu, mereu m-am întrebat cum e să ai o familie normală, cum e să te ajute părinții tăi, familia ta. De exemplu, niciodată nu am primit absolut nimic de la familia mea. Încă de când eram copil, bunicii mei m-au crescut în aceeași casă. Deși dacă stau cu... bine să mă uit, tatăl tău, cred că... Nu i-am cerut tatălui... Are ceva, dacă ai mașina lui, se pare că e bine. Niciodată nu i-am cerut tatălui meu nimic. Dar nici el nu ți-a dat. Când aveam 2 ani, mi-a cumpărat o pereche de tenis și un buzdugan, că și acum am ce. Fă, ți-aduce aminte când aveai 2 ani și ți-am cumpărat un buzdugan. Adevărul e că e un cadou pe care să-l ții minte toată viața. Păi dacă a fost singurul de era cum a fost. Da, din ăla de plastic, știu, o chestie de plastic cu ceva dulce era, știi, ca un salam de biscuiți. Da, și am mai făcut încă ceva pentru mine. În clasa a 5-a, el fusese în Italia și era după Revoluție, toți copiii deja aveau de toate, știi? Da. Na. Și mi-a adus foarte multe lucruri atunci. De îmbrăcăminte și de... M-am încălțat, m-am îmbrăcat. El vreodată... Atât. El vreodată... Asta e tot. A fost de acord sau ți-a spus că nu-i de acord cu felul tău de a te exprima publică? Uneori ai fost mai zurbagie, mai scandalagie. Că aveau problemă cu tine când apărea așa mare. Că dacă tu te-a avut tata, cu... din punctul ăsta de vedere, m-a lăsat în pace la modul, știe că semăn cu el, adică sunt foarte încăpățânată și oricum fac numai ce vreau. Și uneori când, apucă, când au mai avut scandaluri cu diversi bărbați, m-a sunat și mi-a zis sunt eu aici. A vrut să mă apere. Și atunci ți-a plăcut? Da. Deci, când a fost cel mai important moment din viața ta când ai avut nevoie de el și el nu a fost? Deci vreau să zic că l-am sunat când n-a fost. Când nu a fost lângă tine. Da. Astea sunt prea multe momentele astea. Nici n-aș putea să aleg unul dintre ele, dar vreau să vă zic că anul ăsta, în mai, m-am despărțit de bărbatul ăla cu care am stat un an de zile în casă. A fost un șoc foarte mare pentru mine. Vezi că nici n-am vorbit despre treaba asta. Adică era bărbatul perfect, pur și simplu. Perfect. Până când? Perfect, cel mai perfect. Cea mai perfectă relație. Până într-o zi în care mi-a dat un șoc foarte, foarte mare. A fost la club, parcă, sau nu mai știu. L-ai prins fost da, dar a fost și cu treabă. A fost și ceva acolo. Și atunci m-am dus acasă în perioada aia, m-am întors acasă la mine că am locuit cu el. Și pentru prima oară în viața mea am simțit eu așa nevoia și l-am sunat pe tata. Adică l-am sunat pe tata la modul, am vrut să-l întreb de ce sunt bărbații așa. Și el cu o femeie care nu greșește cu nimic, adică nu pot să înțeleg încă chestia asta. Și? Pentru că eu când am relație chiar cred că pot să zic că... Da, 100%. Și l-am sunat pe tata și am zis, tata, vreau să te întreb și eu ceva. Și n-am putut să vorbesc, am început să plâng. Și l-am simțit așa pe tata că îi părea rău și mi-a zis că nu mă merită bărbatul ăsta și că o să-și dea el seama ce a pierdut. Pentru că femei ca mine sunt foarte rare. Și da, mă rog, mi-a dat așa niște... Ți-a dat curaj. Mi-a dat așa curaj, niște sfaturi, mi-a vorbit foarte frumos, mi-a zis să mă duc pe la el. Pe la curte să facem un grătar, să mai stăm împreună. Și? Te-ai dus? Nu m-am dus, nu l-am văzut. Când e ultima oară când a stat unul în brațele celuilalt? Nu l-am văzut pe tata de... Cred că de anul trecut. De anul trecut? De anul trecut. Da. Adică voi acum de Crăciun o să fie practic după prima un an oară când mă vedeți anul ăsta, nu? Da, cred că nu ne-am văzut anul ăsta, nu țin minte exact că nu vreau să mint, dar dacă ne-am văzut, cred că la început de an, dar nu cred că ne-am văzut. Dar stați departe unul de celălalt? Nici nu contează lucrurile. Nu mă gândesc, stai departe. În altă țară, mă gândesc că... Da. Păi atunci nu stai departe. Am o problemă. Îmi vine să-l sun foarte des, adică mă gândesc, mă gândesc la el, să știi că mă gândesc foarte mult. Mai des? Și vine să-l sun și zic, lasă că-l sun. Și lasă că-l sun mai târziu și lasă că-l sun mâine ceva, nu știu, totuși ai o reținere, da. Sau e încă ceva în sufletul tău care... Da, n-ai nu știu. Nu poate să-l valideze până la capăt. Pot să zic că îi țin vreo supărare tatălui meu. Chiar nu-i mai țin. Am înțeles că na.
Dar în sufletul tău nu ai depășit cu adevărat. Nu știu, da, uite, vezi că am traume, adică, de exemplu, de Moș Nicolae, Moș Crăciun, zici că sunt nebună. Deci când vin astea, zici că... Poate să-ți aduc acum un cadou de Moș Crăciun, o să vină moșul la tine. Da, să-i spui, uite, camera acolo, spune-i. Dar nu, că nu trebuie să... Păi, Moș Crăciun... Păi, Moș Crăciun îi spune. Cadoul este că o să facem Crăciunul ăsta împreună, așa, să stăm la masă. Ce o mai fi? Nu știu, să fii sănătoși. Eu cred că e o întâlnire foarte interesantă. Da. Ori vă legați foarte bine, ori îți dai seama de ce le citam toți ani ești. Da. El e singur? Vine tata? Da. Vine singur la mine la masă. Sper, tata. Ah! Știu că are cagici din astea de 20 de ani și așa mai departe, dar... Deci stai că tu are... Aș prefera să vină singur, na, să mai petrece. Are viață serioasă, nu se joacă. Tata, da. E de mare spectacol. Am înțeles. Este un... A fost toată viața lui un bărbat bine, un bărbat frumos, e înalt, adică a avut mare succes la femei, vreau să zic. Câți ani a fost căsătorit cu mama ta? A fost chiar și cu multe femei din showbiz românesc pe care n-o să le zic, dar chiar a fost cu femei șmechere. Așa. Zi-mi câte vreme a fost căsătorit cu mama ta? Câți ani? Mulți ani, nu știu. A, deci exact. A fost o relație... Cea mai importantă relație da, în viața lui. A fost singura lui căsătorie, căsnicie. Că în rest, fără număr. Da, nu înțeleg că acum, chiar dacă e vorba despre el, mama ta am înțeles că a fost o eroină. Mama săraca, da. Mama s-a despărțit de tata de la o vârstă... Era tânăr, adică avea 33 de ani și... Dacă-s copii. 4 am fost. Nu s-a mai dus niciodată în viața ei cu alt bărbat de atunci și mă bag în foc toată pentru mama. Ea e cu biserica, e total diferită de tata și de noi, la modul ei, e cu un batic în cap, 7 zile pe săptămână la biserică. Nu pot să vorbesc cu mama nimic, că dacă îi zic vreo prostie, sau aude vreo prostie. Vai, Simona! Și nu, e, mama e alt stil. Se mai mult cu tatăl tău. Nu, dar e foarte interesant, știi? Dintr-o mamă foarte credincioasă și bisericoasă și un tată mai băiat de oraș, așa, a ieșit ea, care e o combinație de asta. Că se duce la prizlop. Înțelegi? Da, adică ceva a luat de la mama. În rest, a mai luat și de la tata, după cum am zis. Da, îl iubesc foarte mult pe Dumnezeu din copilărie asta. Am simțit și asta o să simt mereu. Ce ai gătit tatălui tău? Nu i-am gătit, dar o să-i gătesc. Ce o să fac sarmale, așa? Salată de beof, friptură. Cu mâna ta? Da. Mie îmi place foarte mult să gătesc. Știu, m-am văzut. Da. Am mâncat de mâna ta aici. Da. Dar el știe de ce e în stare? Ți-a spus vreodată că e mândru de tine? Mi-a zis uneori. Da? Da. Mi-a zis că mă iubește, dar foarte rar. Te iubește tot timpul, dar spune foarte rar. Foarte rar, da, și mi-a zis că normal fă că ești frumoasă, că semeni cu tactul, așa îmi zice mereu. Vezi, bă, dacă semănai cu măta, nu erai așa, că nu e gena, știi? Zic, da, tata, zic, mulțumesc. Da.